Saloanele specializate în închirierea rochiilor de seară vin cu oferte generoase pentru petrecerea de Revelion, nu însă și pentru buzunarele multor moldovence. Femeile noastre spun că le-a cam lovit criza și din această cauză vor întâlni anul nou în hainele pe care le au. Ce veți face de Revelion? Am stat acasă cu copiii, că de mulți ani am stat împreună cu ei. Da, rochie ceva, vă închiriați, vă cumpărați sau cum? Nu, cred că așa simplu să mă îmbrac într-o rochie, dar nu cumpărați special pentru asta. Nu cumpăr nici și nu închiriez nimic. Deocamdată nu pot să-mi permit. Ce așa, nu cred că trebuie să exagerăm. Если бы я пошла куда-то, там в ресторан или какое-нибудь другое заведение, да, дома, думаю, специального наряда не будет. В рохе, да, e foarte frumos. E ceva deosebit. Da. Ați cumpărat-o? Da, special pentru Revelion. O închiriez, fiindcă de fiecare dată îi place ceva nou, adică să fie schimbate, fiindcă dacă o cumpăr, o îmbrac o dată și gata, se plictisește. Dar pentru că noaptea dintre ani este una specială, orice femeie știe cât de importantă este ținuta pentru o petrecere perfectă. Dacă alegeți să închiriați o rochie de Revelion, veți scoate din buzunar între 200 și 800 de lei. Mai puțin însă decât dacă v-ați cumpăra o rochie nouă. Și domnițele pot închiria rochii, iar prețul acestora ajunge până la 400 de lei. Depinde rochia cât este de uzată sau cât este de îndrebată, depinde de model, depinde de prelucrare, depinde de pânză. Dacă e vorba anume de petrecere de Revelion, totuși cele mai întrebate sunt rochițele scurte. Începând de la mine, care rămâne în vogă și pentru sezonul care vine, și terminând cu rochile clasic până la genunchi. Potrivit specialiștilor, rochile de culoare roșie sunt vedetele acestui sezon. Culoarea sezonului următor este culoarea roșie, așa că Revelionul poate fi întâlnit într-o rochie în toate culorile, în toate nuanțele de culori. Roșie, coral, bordeaux, este o culoare fierbinte, o culoare a pasiunii, poate fi rochița și scurtă și lungă de gală. Aici este important să nu exagerăm cu bijuteriile, evident. O culoare roșie la rochie presupune minim de accesorii. O altă tendință în materie de ținute de Revelion reprezintă culorile metalice. Dacă țineți neapărat să purtați o asemenea rochie, va trebui să plătiți pentru închirierea acesteia până la 800 de lei. Iar ca să vă mulțumească pentru alegerea făcută, saloanele oferă și un bonus, bijuteriile pentru care nu veți achita nimic. Și pentru că anul nou se apropie cu pași repezi, doamnele și domnișoarele își pot alege o rochie chiar și cu o zi înainte de petrecere.